Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. În cele ce urmează, vreau să vă arăt într-un scurt tutorial cum puteți debloca telefonul Orange Zillow în cazul în care v-ați uitat codul de deblocare al ecranului. Mă refer aici la acel model caracteristic la telefoanele cu Android. De asemenea, și dacă aveți un cod PIN de deblocare, tot prin această metodă puteți destul de ușor să scoateți codul. Singurul lucru mai nasol ar fi că în momentul în care aplicăm acest procedeu despre care vă voi vorbi în continuare, se șterg datele din telefon și aici mă refer la contacte, mesaje, setări, mă rog, aplicațiile ce le aveți instalate. Bun. Această procedură mai este cunoscută și sub numele de hard reset. Este o procedură uzuală pentru telefoanele cu Android. Bineînțeles că diferă de la model la model. Bun, haideți să trecem la treabă. În primul rând, trebuie să oprim telefonul. Îl vom opri de la butonul de pornire, oprire de sus, îi dăm închidere. Ok, așteptăm puțin până se stinge cu totul telefonul. Așa, îi vom da jos și capacul ca să dăm jos bateria și o punem la loc. În acest fel suntem sigur că telefonul este stins complet. Ok, punem capacul la loc și vom apăsa deodată pe butonul de volum în sus și butonul de pornire. Ok. Ținem apăsat. Bun. Până ne-a apărut primul meniu, în acest meniu, dacă observați, avem trei chestii și anume Recovery, Fast Boot și Normal. Nu știu cât de bine se vede în cameră, dar sper să observați. Și în partea de sus ne spune cu ce să selectăm, deci Volume Up to Select, Volume Down, It's OK. Bun, deci vom merge cu volume up, deci cu tasta de volum în sus ne deplasăm. Bun, unde dorim, ajungem la recovery și apăsăm pe tasta de volum în jos pentru a selecta. A apărut sigla de la Orange și omulețul Android. Așa, în continuare vom apăsa pe butonul de power. Și am intrat în meniul de recovery. Ce trebuie să facem în acest meniu? Trebuie să selectăm Wipe Data Factory Reset. Pentru a selecta acest lucru, ne vom folosi de butoanele de volum, cu ele vom naviga în jos sau sus și haideți să apăsăm pe butonul volum în jos până ajungem în dreptul Wipe Data Factory Reset, OK, și pentru a selecta acest lucru vom ține lung apăsat pe butonul de power. Hai să apăsăm. Așa, se pare că nu s-a întâmplat nimica, deci nu este acesta butonul pentru selectare. Hai să încercăm cu butonul de volum în sus. Ok, da, deci butonul de select este butonul de volum în sus. Vom merge iarăși până în dreptul lui Yes, Delete All User Data cu butonul volum în jos. Ok, și apăsăm pe butonul de volum în sus. În acest moment se efectuează ștergerea, practic acum se formatează memoria telefonului. Trebuie așteptat câteva secunde, avem bara de progres, ok. Bun, s-a terminat formatarea și în partea de sus avem Reboot System Now. Pentru a selecta această opțiune vom apăsa iarăși tasta de volum în sus. Ok, și așteptăm să se restarteze telefonul.
Durează puțin până se încarcă memoria. Practic, telefonul în acest moment este la setările lui din fabrică. Trebuie parcurs din nou acel proces de efectuare a setărilor, de introducerea contului de Gmail. Iar după aceea, de pe magazinul Play, vă descărcați aplicațiile ce le-ați avut sau, dacă ați avut o copie, pur și simplu restaurați acea copie și vă vor apărea din nou toate aplicațiile. Telefonul ori în zilă este un telefon foarte nou, lansat de cei de la Orange. Este un telefon branduit de firma Orange. Din păcate, nu știu să vă spun exact cine îl fabrică. După părerea mea și după procedeul de resetare, seamănă foarte mult cu un telefon mai vechi ce a fost în oferta Orange, și anume telefonul Acer Liquid Z2, care avea același procedeu de resetare. Procesorul este un procesor de 1,2 GHz, foarte probabil este un procesor MediaTek. Din testele benchmark se situează destul de bine. În rest, puteți să testați și dumneavoastră acest telefon dacă intrați într-unul din magazinele Orange și să vă faceți o idee. Ok, se pare că s-a pornit telefonul, durează puțin, câteva momente pentru pregătire. În acest moment nu avem o cartelă SIM în telefon, dar se poate pune fără nicio problemă ulterior. Limba este pe limba română, deci nu are rost să schimbăm limba. Ok, cartela SIM nu este introdusă, nu ne interesează acest lucru, îi dăm ok, primii pași. Așa, am mai utilizat înainte un smartphone, datele mobile nu le activăm deocamdată, îi dăm următorul, contul nu l-adăugăm acum, omite pasul. Așa, ok, încheie configurarea și iată că telefonul nu mai are acea parolă de blocare, deci am scăpat de parola care nu ne dădea voie să intrăm în meniul telefonului. Procedeul acesta de resetare, de hard reset, puteți să-l aplicați și în cazul în care aveți alte probleme de soft cu telefonul, în cazul în care se blochează sau dă rateuri, liniștit, este un procedeu sigur. Singurul lucru, cum v-am spus și la început, este că se ștergă contactele, mesajele și aplicațiile din telefon și va trebui să le reintroduceți. Ok, acesta a fost tutorialul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos și vă invit să vizionați în continuare și alte tutoriale utile.